Viceministrul afacerilor interne a fost astăzi într-o vizită de lucru la Glodeni. Babin s-a întâlnit cu conducerea Raionului, șefii serviciilor desconcentrate și primarii localităților. Ce probleme au fost abordate în cadrul întâlnirii, aflați în reportajul următor. Colaborarea Consiliului Raional, primăriile cu Inspectoratul de Poliție, banii din amenzi care nu vin în bugetul raional, lipsa pragurilor de reducere a vitezii în localități au fost problemele abordate în cadrul întâlnirii. Tot stima și respectul de colaboratorii poliției, dar odată cu vinerea în funcție, am emis o dispoziție pentru a bloca un traseu pe centrul orașului, pentru a forma o stradă pietonală. Din păcate, avem probleme și permanent, ori noaptea, ori ziua, totdeauna scerturi brutal de către persoane, agenți economici, indiferent. Noi am interzis la toți, absolut, cine posedă transport, că e agent economic. Din păcate, eu vă spun care e problema, domnul Mobil, în contextul dumneavoastră, la noi predomină sindromul fumatrismului. Și nu văd și nu aud. Și nu mă interesează. Asta e principal. Azi de dimineață ies pe centru și centru practic eu la 10 mașini am numărat. Nu pot eu, ca persoană civilă, și oamenii n-au reacție. Și ei cum are o persoană când e pe poliț. O reacție adecvată fiecărui om. Fug în comisariat, încerc să intru la comisar. Dar cum vă spune? Cum îmi spune? Și da, știe, practic trebuie 5 minute. Și cineva se vede confuzit și a spus că, uite, primarul a dus la comisar. Sună la comisar în cabinet, nu răspunde. Trimotirea o dăroie în sebe. Și problema pe Ilos Lău, stăiați gachii vizde, все. И возле школы я обратился в дорожный отдел поставить джазу полицейский. Уже там очень большая проблема с детьми. Мамы сказали, что, ну, дали мне отказ, говорит, невозможно поставить, потому что уже какие-то разрешения. Я спросил, какие разрешения нужны для лежащих полицейских возле школы. А это какая дорога? Местная или национальная? Из местной. Drumul național cu atâta înțelegere, competență, autorităților publice naționale. Și ieși în încredulare localități, ne numărim noi cu sărășia noastră și ne străduim să o rezolvăm. Dacă nu ați putem face deja ce polițenți, ne-am spus câteva gropi, ca să meargă 30 km pe oră. Tot eu soluție de tranziție Republicii Moldova. Când s-o face? Ea ca pe frunză și zburau cu câțiva ani în oră. Mergeau cu 20-30 km pe oră. Am dat 1,5 milioane din Consiliul Raional, am făcut drumul ăsta, nu? Zboară pe 100. Dar mai bine facem trotuare, să nu meargă lumea pe drum, facem trotuare frumos și ei să meargă 30 km pe frunză, și șor, fufușelă, așa, fără lijace polițezi. Din mulțimea de întrebări adresate, viceministrul a răspuns doar la câteva și a afirmat că Raionul Glodeni este un raion fără probleme, pentru că nu i s-au adresat întrebări despre copii orfani și salubrizarea localităților. Eu am sesizat o situație, nu știu, cred că sunteți probabil unii cu raionul în țară, unde toate problemele sunt rezolvate. Și eu am înțeles că la fișele electorale, până la drumuri, de tot este responsabil poliția. Eu am înțeles care e situația și, de păcate, n-am discutat copii orfani, n-am discutat salubrizarea chestii și problemele cu autoritățile centrale. Eu am înțeles că, totuși, toată problema în Glodeni și s-au de toate problemele în Glodeni, că sunt vinovați, angajați în Inspectoratul de Poliție. Și asta este un lucru legitabil, fiindcă acești angajați sunt tot fiii și fiicele acestui popor. Și sunt oameni care lucrez aici cu voi. Dacă este o lipsă de comunicare, ar fi bine, poate domnul președinte să facă întâlnirii cu domnul ministru, să discute chestiile care sunt la nivelul central și regional. Și chiar, să vă spun sincer, un pic nu prea am înțeles. Din 10 întrebări, 9 întrebări au fost pe linia Ministerul Afacerilor Interne sau mai precis la poliție. Am înțeles cu viceministrul de interne, nu corect, dar eu vin să vorbim cu toate problemele. Eu am înțeles situația. Ok. Menționăm că în cadrul ședinței au fost adresate și puse în discuție mai multe întrebări și probleme cu care se confruntă autoritățile locale cât și agenții economici. Viceministrul nu a putut da un răspuns clar.